Slăvit să fie Domnul! În această seară suntem aici prezenți la două rugăciuni ca să ne cerem iertare de la Sfântul nostru Dumnezeu. Spune cântarea că eu voi zbura în cer. Aleluia! Și vedem că este mai greu să cânți că eu voi zbura, dar este mai ușor să cânți că noi. Ca nu cumva să te simți că te apropii prea tare de Dumnezeu și Dumnezeu să te găsească pe tine ca Enoch și să te smulgă de pe acest pământ. Cred că cu toții suntem departe de starea lui Enoch, aceea nu vă puneți griji, suntem departe de așa, de așa o stare ca Dumnezeu să te iară de pământ. Pentru Enoch era o binecuvântare, fraților, că Dumnezeu l-a luat de pe pământ, dar pentru familia lui să știți că a fost totuși trist. De aceea vreau să întreb biserica, câți dintre voi sunteți și vreți să zburați la Dumnezeu, dacă ar fi să fie astăzi? Toți. Doar trei mâini. Aici în spatele. Vedem că restul nu vor să întristeze familia lor, nu vor să producă tragedie în inima copiilor lor și zic că de dragul copiilor, eu mă alătur de familia mea și îl laud pe Dumnezeu. Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim toți ca fratele Cornel, care a zis că eu sunt gata să zbor către Dumnezeu. Sunt gata să-mi las familia, sunt gata să-mi las business-ul, banii mei, averile mele, casa mea cu două etaje, sunt gata să-l las de dragul lui Dumnezeu. Amen. Dumnezeu să ne ajute să avem astfel de caracter înaintea Lui. Aleluia! Vrem să facem o rugăciune, a spus fratele Mihai că este puțină vreme, pentru că sunt foarte mulți frați în seara aceasta care vor să-și aducă și ei slujba înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să le dăm voie ca să facă și ei o lucrare spre gloria lui Dumnezeu. Aleluia. Cum spune acolo, că o cântare cântată din toată inima face foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vreau să dau citire de la 1 Samuel, capitolul 1, versetul 20. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, care a spus Dumnezeu, care înseamnă Dumnezeu a ascultat. Căci a zis ea, de la Domnul l-am cerut. Samuel înseamnă Dumnezeu a auzit, slăvit să fie Domnul. Fraților, pe Dumnezeu l-a auzit Dumnezeu în fiecare dată când a strigat la Dumnezeu. Și întrebarea este, de ce nu ne ascultă și pe noi Dumnezeu de fiecare dată când strigăm la El? Și în primul rând, Dumnezeu nu ne ascultă și ar trebui să ne mărturisim de acest păcat, pentru că nu suntem plăcuți Domnului și nici oamenilor. Vedem că Samuel, spune Biblia, era plăcut Domnului și oamenilor. Capitolul, în versetul 26, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului, dar nu atât. Și oamenilor slăvit să fie Dumnezeu. Aleluia. Este bine să fii plăcut Domnului. Să venim în casa Lui și este pe primul plan să fii plăcut Domnului. Dar foarte mulți oameni sunt plăcuți Domnului. Și poate mulți dintre ei sunt sinceri în oarecare măsură. Vin la biserică, își aduc ofrânda lor, își aduc bucățica de pâine pe altarul lui Dumnezeu și sunt plăcuți în biserică. Dar când merg acasă, nu sunt plăcuți oamenilor. Își bat soția, își înjură părinții. Oamenii aceștia vor să meargă pe două căi. Însă Biblia spune, dacă vrei să ai o viață lungă pe acest pământ, ce trebuie să faci? Să cinstești pe tatăl tău și pe maică ta ca să ai zile lungi pe pământ. Atunci, dacă vii în biserică și faci o slujbă, și poate de multe ori ești în așa o atmosferă că te-ai deprins să slujești Domnului, vii și tragi o cântare, însă Dumnezeu nu te cunoaște, pentru că tu ești doar într-o formă de evlavie și credincioșia ta și pocăința ta, dacă ar fi puse pe altarul lui Dumnezeu, n-ar fi aur și argint, ci ar fi niște paie ude și bălegate înaintea lui Dumnezeu. Facă Bunul Dumnezeu ca pocăința noastră să nu fie de ochii oamenilor. Amen. Amen. Să dăm impresia că îi place lui Dumnezeu și că vom merge și noi în cer, vom ajunge și noi și după noi se va trânti ușa la noi, dar va fi în spatele nostru. Noi am ajuns și noi, așa tăriți, cu un picior în rai.
Însă Dumnezeu nu vrea să fim oameni aceștia. Dacă vă aduceți aminte, tânărul Eutih, spune Biblia că era pe o ușă, acolo pe o fereastră, pe un geam și la o bună vreme, după ce s-a plictisit de Dumnezeu, spune că a căzut jos ca și mort. Pavel s-a rugat și l-a înviat. Așa sunt și mulți în biserică, fraților. S-au plictisit cu Dumnezeu și doar vin la biserică totuși să-și aline conștiința că totuși nu s-au îndepărtat atât de tare de Dumnezeu. Măcar că merg mână-mână cu diavolul, măcar că ei fac păcatul și se simt în păcat ca și peștele în apă, totuși ei cred că dacă vin la biserică, dacă îi trag o predică, îi trag o cântare, dacă fac o rugăciune emoțională și vărs vreo 10 lacrimi înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cumva îi va place de mine și mă va binecuvânta. Însă să știți că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Amen. Dumnezeu știe cum te porți cu părinții tăi, Dumnezeu știe ce faci ascuns, Dumnezeu știe că lumina ta se termină odată cu lumina zilei și odată ce vine noaptea, nu mai luminezi. Totul în jurul tău este întuneric. Însă să știi că Dumnezeu te vede și când se termină lumina zilei, ceea ce faci noaptea ascuns. Dumnezeu aude de fiecare dată când arunci o batjocură, arunci o, cum spun românii, clevetire. O clevetire, arunci cuvinte murdare, cum sunt foarte mulți oameni, s-au deprins. Ei zic că eu doar le spun așa în vânt, eu nu vreau să înjur, dar m-am deprins pentru că aud pe prietenii mei că înjură și vreau să mă asociez cu ei, vreau să fiu ca Pavel, vreau cumva să mă asemăn cu ei, înjur și eu, fur și eu, mai curvesc și eu, să mă asemăn cu ei, ca mai apoi să-i smulg ca din foc. Adică te duci tu în iad, cu ei te duci în iad, dar să iei seama că nu cumva diavolul să te pui în țepuri și apoi să-ți stai picioarele și capul și să rămân iad. Dumnezeu să ne ajute să nu ne jucăm cu pocăința noastră. Am auzit odată de un frate care s-a dus la un pastor și a zis: frate, roagă-te pentru mine, pentru că simt că diavolul m-a blestemat, simt că cineva a pus un blestem peste mine. Roagă-te! Și acest pastor a pus mâna peste el și a avut o prorocie că, tânărule, tu nu vrei să te pocăiești cu adevărat, tu vii la Dumnezeu, dar inima ta nu este sinceră, tu nu vrei să-ți schimbi viața, tu vrei să scapi de aceste duhuri care vin noaptea și îți mișcă perna sub cap, dar tu nu vrei cu adevărat să te pocăiești. Tu ai de gând să continui în păcatul tău. De ce întoarce-te cu adevărat și eu atunci te voi elibera. Și acest păstor i-a zis: ai înțeles ce ți-a spus Dumnezeu? Și el a spus: nu! Când mi-a vorbit Dumnezeu? Face, n-am auzit nimic. Dar cum se poate că Dumnezeu ți-a vorbit acum prin mine? Ce să faci? Și el a spus că în timp ce Dumnezeu îmi vorbea prin tine, diavolul mi-a arătat o vedenie, cum eram călare pe o motociclă și zburam pe freeway. Și n-a auzit nici cuvânt ceea ce a spus Dumnezeu. De multe ori și noi, fraților, suntem înaintea lui Dumnezeu, însă diavolul, în timpul bisericii, îți dă vedenii cum vei avea și tu 100.000 în bancă. Diavolul îți dă vedenii cum și tu vei avea și tu odată un Ferrari. Diavolul îți dă vedenii când și tu peste 10 ani îți vei clădi și tu un castel și vei avea și tu business. Diavolul îți pune în minte multe lucruri. Și Dumnezeu îți vorbește și îți trece pe lângă urechi, pentru că diavolul îți dă alte vedenii și de ani de zile te duce de nas. De aceea este timpul să ne pocăim, fraților. Amen. Este timpul să ne întoarcem. Și dacă până acum am venit la biserică de forma oamenilor, am venit doar să ne vedem prietenii, am venit doar să vedem dacă biserica asta mai crește sau nu mai face să vin aici. Sunt foarte mulți oameni care vin doar să vadă cum mă mai duc frații noștri acolo de la biserica Agape. Dumnezeu să ne ajute ca să punem inimă, fiecare în parte din noi, să ne dăm silința, să punem umărul la Biserica Domnului.
Am înțeles că în Sacramento sunt foarte multe biserici de români. Și frații din biserică se socot ca niște diamanți. Care păstor mă va avea pe mine? Sunt un om atât de important. Care păstor din Sacramento oare merită să mă aibă pe mine ca și membru în biserica lor? Fraților, noi nu venim de dragul păstorilor, ci noi venim de dragul lui Dumnezeu. Amen. Cine își face, lui își face. Amen. Dacă trăiești pocăit și dacă cu adevărat te pocăiești, tu pe tine te salvezi și familia ta. De aceea Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră cu frați sinceri. Amen. Cu frați care vor să pună umărul la lucrare. Cu frați care pocăința lor nu ține cât timp ține ziua luminii, ci să țină și peste noapte, să trăim cu Dumnezeu, să mergem la culcare cu Dumnezeu, să ne trezim cu Dumnezeu și luni cu Dumnezeu și marți și miercuri și joi și vineri, dar și duminică, să fim tot cu Dumnezeu, dacă vrem Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Amen. Dacă vrem vindecări, dacă vrem diavolul să fugă din viețile noastre, noi trebuie să avem o poftă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amen. Amen. Câți dintre voi veți cu poftă Dumnezeu să lucreze? Amen. Vrem minuni, vrem ca Domnul să dea vindecări. Dar câți dintre voi aveți poftă să veniți la biserică și Amen. să zici că nu mergem la In-N-Out pentru că o să întârziem la biserică? Nu mergem la pizza să mâncăm prea mult, să ne îmbuibăm și apoi venim la biserică, nu mai avem aer să cântăm, nu mai avem aer ca să lăudăm pe Dumnezeu. Suntem adormiți pe scaune și deschidem gura larg ca leii pentru că ne-am îmbuibat. Dumnezeu să ne ajute să punem lucrurile materiale la o parte, mâncarea, îmbuibarea și să începem cu Dumnezeu înainte. Amen. Până ne prinde încercarea și până am ajuns în iad. Sunt foarte mulți oameni care zic, hai frate, nu ne speria, că Dumnezeu nostru este bun. Mulți frați au ajuns ca și martorul Iehova. Dumnezeu nostru este bun, deci dacă un copil își bagă mâna în foc, ce tu, ca părinte, îl arunci în iad? Dumnezeu nu aruncă pe nimeni în iad, însă noi singuri alegem să mergem liniștiți, fără grijă în iad. Până nu intervine Dumnezeu. De ce rugați-vă pentru frații voștri care sunt spre iad. Rugați-vă pentru părinții voștri care se îndreaptă spre iad. Rugați-vă pentru cei care voi știți bine că nu o duc bine cu Dumnezeu. Amin? Amin. Mergem pe genunchi, ne rugăm ca Domnul să ne ierte Amin. Pe noi și familia noastră. Amin. Amin.